Luni seară, în orașul Liteni, a avut loc o coliziune între un tren și un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată. Autoturismul a fost prins sub locomotivă, iar în interiorul acestuia se afla un tânăr de 19 ani care a rămas încarcerat. Victima a fost extrasă din autoturism de către echipajele de prim ajutor ajunse la fața locului, dar din nefericire a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar medicul a declarat decesul la fața locului. Vorbim despre o coliziune dintre un tren și un autoturist la o trecere la nivel cu cale ferată de pe raza orașului Liteni. La fața locului au intervenit pompieri militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, cu sprijinul la două echipajele serviciului de ambulanță județean Suceava, dintre care unul cu medic. În mașină se afla o singură victimă, mai exact un tânăr în vârstă de 19 ani, care a rămas încarcerat. Victima a fost extrasă de către salvatori dintre fiarele contorsionate cu ajutorul tehnicii specifice. Din nefericire, tânărul avea leziuni incompatibile cu viața, iar medicul aflat la fața locului a declarat decesul. Circulația feroviară a fost blocată pe toată durata intervenției echipajelor. În urma impactului, locomotiva a fost avariată, fiind necesară înlocuirea ei pentru ca trenul să fie repus în mișcare.